Mănăstirea Cozia a fost clitoită și inaugurată în secolul XIV de Mircea cel Bătân și a suferit mai multe transformări. Din nefericire a avut o soartă mai neplăcută, în sensul că din mănăstire a fost închisoare, din închisoare a fost spital în timpul primului război mondial, iar mai pe urmă să devină grajd. În prezent este cea mai importantă mănăstire de pe Balea Oltului. Cea mai frumoasă, este curățenie desăvârșită. Totul este bine pus la punct, e gazonul tuns, flori peste tot, trandafiri, tot felul de lucruri care să-ți aducă relaxare și să te simți așa ca în grădina Domnului. Prezintă fântâna lui Nevoie Basarab, domnitor al țării românești.